Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Răceala se transmite prin sărut. Mănâncă usturoi, crește imunitatea. Nu poți face sport dacă ești răcit. Înghețata face roșu în gât. Antibiotic ai luat? Acestea sunt doar câteva dintre miturile pe care le auzim frecvent. Dar miturile nu te tratează, nu te ajută să fii mai bine. În acest context a fost lansată o nouă campanie de conștientizare în privința utilizării antibioticelor în mod greșit, fără respectarea recomandărilor medicale. Conceptul campaniei Miturile nu te tratează face asocierea cu diverse mituri care vizează sănătatea, pe care le-am auzit în familie sau în societate, cu scopul de a încuraja un consum responsabil și eficient al tratamentelor medicamentoase. Ei bine, doamnelor, domnilor, vom afla mai multe de la doamna dr. Raluca Ghionaru, medic primar medicină de familie. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua, bine v-am găsit! Care sunt motivele pentru care apare această afecțiune de roșu în gât? Apare cu precădere în urma consumului de alimente reci, precum înghețata, sau este mai degrabă o afecțiune declanșată de o infecție bacteriană? Care sunt, de fapt, cauzele? De fapt, niciuna, nici alta. Pentru că de cele mai multe ori roșul în gât sau faringita este o afecțiune virală. Asta înseamnă că nu are legătură cu alimentele pe care le consumăm și nu are legătură nici cu bacteriile care au nevoie de tratament antibiotic. Afecțiunile virale se întâlnesc foarte frecvent în viața noastră, fie că sunt respiratorii, fie că sunt digestive, fie că sunt pe piele. Reprezintă o mare, mare parte dintre cauzele pentru care oamenii vin la doctor. Iar în ce privește roșul în gât, cam 90% dintre ele sunt viroze. Cum putem preveni totuși apariția acestei afecțiuni și care sunt recomandările dumneavoastră în acest sens? Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este să respectăm igiena personală și igiena colectivă. Virozele se transmit foarte ușor pe calea aeriană, adică de la un om la celălalt, prin intermediul micilor picături de salivă transmise atunci când vorbim, când tușim sau când strănutăm. Așa că, în primul rând, dacă suntem răciți, avem o viroză, e foarte important să-i protejăm pe cei din jur. Să purtăm mască, să ne spălăm frecvent mâinile și fața, să folosim batiste de unică folosință. Dacă ceilalți din jurul nostru sunt răciți, încercăm să păstrăm o oarecare distanță și să avem grijă să nu folosim aceleași pahare sau aceleași instrumente de mâncat, cu linguri sau furculițe împreună. Să nu ne îmbrățișăm foarte des în perioadele în care unii dintre noi suferă de viroze. În felul acesta ținem cumva un pic la distanță germenii. Deși studiile arată că 92% din românii au auzit de tratamentul, mai bine zis de termenul rezistență la antibiotice, peste jumătate dintre ei au luat antibiotice în ultimul an. Ne puteți explica ce înseamnă această rezistență la antibiotice? Rezistența la antibiotice înseamnă ineficiența unui tratament cu antibiotic. Bacteriile sunt foarte mici, dar devin din ce în ce mai inteligente, ne spun studiile, astfel încât contactul lor repetat cu doze de antibiotic, potrivite sau nepotrivite, le produce o schimbare în organism și le face rezistente la tratamentul cu antibiotic. Practic, dacă o bacterie vine în contact de mai multe ori cu un antibiotic, la un moment dat va rămâne imună la ce ar trebui să se întâmple cu ea în timpul tratamentului. Și nu reușim să mai tratăm, nu reușim să mai oprim infecția. Ca urmare, este foarte, foarte important să folosim antibioticele numai atunci când sunt adecvate afecțiunii pe care o avem, în doza adecvată, antibioticul adecvat afecțiunii respective și pe perioada pe care este recomandat. Doamna doctor, care credeți că este rolul medicului de familie în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene? Probabil că cel mai important rol este educația pentru sănătate. Primul lucru pe care îl facem este să stăm de vorbă cu pacienții noștri și e important să le explicăm că foarte multe dintre aceste afecțiuni nu necesită tratament cu antibiotic. Încrederea pe care o construiește medicul de familie, pentru că cunoaște toți membrii familiei, le cunoaște istoricul, știe ce nevoi au,
stă la baza acestei comunicări și eu cred că avem șanse să le transmitem un mesaj corect pacienților noștri. În al doilea rând, cred că foarte rar mai există ocazia, din păcate, de a se scrie o rețetă de antibiotic doar ca să fie la nevoie. De obicei, chemăm pacienții înapoi la control, la 2-3 zile, dacă afecțiunea evoluează nefavorabil și stabilim prin prisma evoluției dacă e nevoie să suplimentăm tratamentul inițial cu antibiotic sau nu. O să rămânem oarecum în context și am să vă întreb care sunt cele mai mari provocări ale unui medic de familie în privința prescripției de antibiotice. Cea mai mare provocare este, evident, să convingem părinții sau pacienții adulți că nu au nevoie de antibiotic. O foarte importantă latură a tratamentului este răbdarea. O afecțiune nu se tratează cu o singură tabletă și atunci și tratamentul simptomatic pe care îl primesc pentru viroze în mod obișnuit trebuie urmat pentru câteva zile. Pacientul trebuie să odihnească, eventual să izoleze, să se hidrateze bine. Sunt lucruri foarte importante astfel încât succesul tratamentului să fie acela pe care îl dorim noi. Dacă între timp apar semne de agravare sau semne că boala virală inițială s-a suprainfectat, sunt sigură că medicul care vede pacientul îi va recomanda tratamentul. Dar până atunci, asta este important, să respectăm indicațiile medicului și pentru noi e important să comunicăm pacientului acest mesaj. Care sunt criteriile după care dumneavoastră selectați un antibiotic în practica de zi cu zi în medicina de familie? Medicina de familie este un pic diferită pentru că nu dispune de toate mijloacele de investigații pe care le are o secție de spital sau o cameră de urgență și de aceea avem la îndemână ghiduri și protocoale de prescriere a antibioticilor și nu numai antibioticilor, a medicamentelor în general. Așa că un medic de familie știe în funcție de diagnosticul clinic pe care l-a pus pacientului dacă are nevoie de antibiotic, care este antibioticul de lecției, spunem noi, adică de primă intenție, de primă linie, pe ce perioadă trebuie administrat și ce semne trebuie să urmărească, astfel încât să știm dacă e nevoie să-l schimbăm sau este un antibiotic bine ales. Cum vedeți dumneavoastră sinergia dintre medic și farmacist cu privire la uzul de antibiotice? Cred că în ultima vreme facem o echipă din ce în ce mai bună cu farmaciștii, pentru că, spre deosebire de, eu știu, 5-10 ani în urmă, antibioticul nu se mai eliberează fără prescripție medicală sau se eliberează foarte rar fără prescripție medicală. Sigur că există și urgențe și farmaciștii pot lua decizia de a elibera antibiotic pe o perioadă scurtă, să spunem doza pentru 2-3 zile, unui pacient care nu poate să ajungă la medic pentru un acces dentar, să zicem, sau pentru o afecțiune vizibil, fizică și care are etiologie bacteriană, adică are nevoie de antibiotic. Altfel, într-adevăr, întâlnirile profesionale dintre medici și farmaciști ne pun de acord și ne îndeamnă să avem aceeași atitudine, și anume rezerva față de prescrierea inadecvată a antibioticului și folosirea unui tratament antibiotic țintit atunci când este nevoie. Ce reprezintă, din punctul dumneavoastră de vedere, prescripția targetată și lupta împotriva rezistenței antimicrobiene? Ne puteți da un exemplu în acest sens? Da, este așa cum spuneam la început. Prescripție targetată înseamnă antibioticul potrivit, pacientului potrivit care are o anumită afecțiune, în doza potrivită și pe perioada potrivită afecțiunii sale. Înseamnă să respectăm aceste reguli care sunt desprinse din dovezile științifice medicale și care sunt înscrise în acele ghiduri și protocoale de care spuneam. Bineînțeles că le adaptăm vârstei pacientului, patologiei pe care o are pacientul și care poate să permită sau nu utilizarea unui antibiotic, restricțiilor de folosință, medicației pe care o mai am plus și care poate să intre în conflict cu tratamentul antibiotic. Doamna doctor, aș vrea să vă mai întreb, cum vedeți dumneavoastră statisticile care arată că un procent ridicat de români utilizează antibiotice fără prescripție medicală? Este un semnal de alarmă. Din nefericire, în perioada pe care am traversat-o în ultimii 2 ani, foarte mulți dintre pacienții noștri au acumulat acasă o mică farmacie, cu sau fără prescripție. Farmacie pe care n-au apucat să o utilizeze sau poate că au utilizat-o ineficient sau insuficient și atunci rămân
rezerve de medicamente în casă și unele dintre aceste medicamente, din păcate, sunt antibioticele. Cred că este un pericol pentru sănătatea pacienților și pentru sănătatea noastră în general și o povară pentru sistemul medical să trateze niște afecțiuni care au fost tratate după ureche, să spunem popular, pentru că e foarte greu să repari ce ai reușit să strici cu o doză de antibiotic inadecvată sau cu un antibiotic care nu era potrivit pentru afecțiunea ta. E foarte greu să găsești următoarea etapă de tratament și să ții un echilibru astfel încât să nu ajungi la rezistența antimicrobiană. Așadar, miturile nu te tratează. Am stat de vorbă cu doamna dr. Raluca Ghionaru, medic primar, medicină de familie. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Sper că împreună, prin aceste programe de educație în domeniul medical, vom reuși să convingem oamenii că e foarte bine să apelezi la specialiști în sănătate înainte de a lua orice mică tabletică, astfel încât succesul tratamentului să fie acela pe care ne-l dorim cu toții. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.